Vă prezint acum un autobuz Metaloglobus, poate puțin în comparație cu fratele mai mare. Deci, fratele mai mare fiind autobuzul Diamond Bus de la Ionezawa. Versiunile de la Metaloglobus sunt versiuni mai târzii, deci nu sunt primele versiuni care copiază autobuzul japonez. După cum știm, versiunile dintre Buko și Metaloglobus se pot deosebi și după roți. Aici vedem că striațiile deja sunt mai mari. Aici avem și baza jucăriei. Se vede ce ziceam în videoul anterior și dacă ne uităm la diferență. Și vedem aici. Aici apare la autobuzul japonez cutia de rezonanță, care nu mai apare la autobuzul românesc. Deși locașurile pentru cutia de rezonanță apar pe motorul de fricțiune. Avem un autobuz destul de curățel. Geamurile au ușoară tentă de culoare gălbui. Așa. Deci acesta este autobuzul NT Carpați. Ne uităm și la celălalt. Așa. Să vedem cum arată diferența. Sau dacă ne uităm de sus. Și întoarcem și pe partea cealaltă să putem observa. Opa. Cam aceasta a fost un autobuz Metaloglobus.